și bănaci în suflet cu ofta de mândră. Armata e armată, lași mândră mamă și tată și pe frați plângând la poartă mândră. Așa de frumos primit cântecul nostru de suflet, așa cum e aici, în țara Făgărașului. Știu că făgărășenii noștri sunt oameni generoși și știu că de fiecare dată aduc aplauze și niciodată nu lasă aplauze. Nu pleacă de aici, de la scenă, până nu lasă toate aplauzele. Să știți că eu am nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru cei care stau în spatele organizării acestui eveniment. Ce ziceți? Așa, așa. Aplauzele dumneavoastră spun cuvântul, desigur. Le mulțumim și noi organizatorilor și cred că și dumneavoastră trebuie să le mulțumiți, pentru că preț de 4 zile, mai ceva ca în povești. Și în povești petrec oamenii 3 zile și 3 nopți. Noi, făgărășenii, ne petrecem preț de 4 zile, iar iată că și domnul primar și cei de la Casa Municipală de Cultură mulțumesc, mulțumesc. Așa, au ținut cont de preferințele dumneavoastră și iată, vă oferă surprize, surprize. Mai avem de cântat, vrei să zici ceva, Doinașca? Eu nu te las. I-am mulțumit și eu, fete, pentru flori, că dacă la noi în casă nu miroase, a flori nici a ciorbă nu miroase. Acum m-am salvat, măcar pentru o săptămână. Măcar pentru o săptămână trebuie să mă fac și eu gospodină. Ce să facem? Să știți că noi nu vă aducem în dar doar cântecele noastre. În această seară ne-am propus să vă aducem în dar și cântece de petrecere. Ce ziceți? Cântați cu noi? Napoi să știți că trebuie să facem o treabă faină, să ne se ducă vestea în toată țara asta. Vă rugăm frumos! Haideți! Cine-mi stă
cu felina-n brațe. Este Ionel, bătrân rocul, care bea ca să-și luce focul. Focul care arde inimioara, fiindcă nu iubește. Cine ne ajută? Thank you.
Final. Păi da, că acum știi cum făceam, am lăudat că trebuie să mă duc să fiu gospodină, dar după cântarea asta nu știu dacă mai merit. Să-i mai fac zamă sau să nu-i mai fac? Mai veniți, vă rog, un buchet de flori. Păi și așa să știți că peste tot pe unde ne ducem mă face de minune că vorbesc prea mult. Dar vorbesc eu prea mult? O țâră numai, recunosc și eu că o țâră vorbesc cam mult. Dar păi de asta ați făcut pe femeile. Dumneavoastră ziceți nu, dar nu stați voi cu ea acasă toată ziua. Păi n-aș, mă faci de minune. Lasă să știe și oamenii ce avem noi acasă. Știi ce se întâmplă acum că suntem aici între prieteni și suntem așa ca într-o familie, că suntem cu toții făgărășeni. Pe oriunde mă duc, Tăinaș, pe acolo m-ar lăsa. Dacă mă duc la Constanța, eu rămâi la mare. Dacă mă duc la munte, rămâi la munte. Dar să știți că de ce... Cum să zic? Dacă te las aici, rămâi la mama. Aici rămân pe mâini bune! Aici rămân pe mâini bune. Să știți că de 5 luni de zile i-am făcut un băiețel și acum nu mă mai las așa de ușor. Pentru că își dorește să-i fac și o fetiță. Așa că mai am scăpare vreun an, doi, după care văd de unde mă trimite. Oriunde mă duce Valu, mă cheamă la el Ardeanu, nu? Da, și la noi, la Ardeleni, să știți că sunt la rang de cinste și cântecele patriotice. Și desigur, noi vă ducem în dar. Cântați cu noi? Mulțumim! Thank you.
și brazi și munții vă știu, voi sunteți stăpânii lui pământ pustiu. Și în orice suflet de brav lucrător, rotură de-a pururi mândru tricolor. Ne-au călcat străinii, ne-au poftit vecinii, ca și brazi în munte, luni-o m-a plecat. Și de-o fi furtună și de-i vreme bună, vatra românească noi ne-o apăra. Și-am venit pe ea să-ncet, la-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 
Mulțumesc din suflet. Făgărașul are multă lume bună, așa că sunteți prezenți aici într-un număr destul de mare la ora asta, zic. Așa că prea mult n-o să vă stăm cu vorbă decât cântec și voie bună, nu? Hai să-i dăm drumul! Și cu ce altceva dacă nu-mi cântec din mărginime de acolo, nu? De la Cioban, de acolo, de la noi. O fană aici adevărată, mulțumesc din suflet. Vreau această melodie care a fost să o dedic tuturor măriilor, că nu de mult, acum 2-3 zile a fost și Sfânta Mărie. La mulți ani, măriilor, să trăiți și să ne iubiți! Așa trebuie și așa e mai bine. Haideți să și continuăm cu o învârtită dragă, de acolo de unde vine, de la Șura Mare, cu tot dragul vă dedic. Peace.
Cred că cel mai frumos e să vii cu cântecul de acasă, pentru că toți ne-am născut la țară, chiar dacă suntem domni la oraș, dar de la țară ne tragem toți. Toți am fost cu oile, cu vacile, sau acolo ne-am petrecut copilăria și cel mai frumos în cântec, să-ți aduci cântecul de acasă și, așa cum am spus, de la dumneavoastră am luat cântecul și tot dumneavoastră Firdau, dar trecut prin sufletul meu. Și una de dragoste pentru fetele din Făgăraș, care iubesc, și pentru toți îndrăgostiții. O, așa, 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 așa. Dragostea și dorul, astea două sunt lânit și murduri, măi frate, numai la iubit. Dragostea și dorul, mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi cu sufletul și cu inima și faptul că iubiți tradiția românească și cântecul românesc ne bucură extraordinar de mult, că oriunde ne-am duce cântând românește știm că suntem români. Amor.
Știu că cel mai frumos e cântecul de dragoste și atunci când iubești, e mult mai frumos, așa-i? Asta înseamnă că iubiți. Hai să mai continuăm cu un cântec tot de acolo, din mărginime. Să vă explic un cântec așa, să vedeți cum e la oi. Aici aveți oi? Nu prea, că e la oraș, așa, dar totuși aveți pe la țară. Așa? Nu contează să fim sănătoși, să muncim și să iubim, așa cum am spus mai devreme. Hai să dăm drumul. Show.